În perioada 10-14 iulie, la Mangalia, au avut loc campionatele naționale de box feminin, iar clubul sportiv Mușcel a participat cu 5 pugiliste. Sportivele antrenate de Diana Timofte s-au întors cu medalii care completează palmaresul clubului mușcelean. La categoria 48 de kilograme, Andreea Ticu și Silvia Stoiculescu au urcat pe a treia poziție a podiumului, la categoria 46 de kilograme, Cristina Chiriac a urcat pe aceeași poziție, iar la categoria 50 de kilograme, Andreea Chiriac a câștigat medalia de argint. Pariul antrenoarei Diana Timofte, Ioana Luca s-a dovedit a fi unul reușit. Sportiva despre care spunea, în urmă cu puțin timp, că va ieși campioană națională, s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a cucerit cea mai strălucitoare medalie la categoria 52 de kilograme.